Alfabetul unui limbaj este format din literele A, B, E, L, R și T. Aceasta fiind și ordinea lor alfabetică. Dicționarul acestui limbaj conține cuvinte de 6 litere, fiecare literă din alfabet fiind luată o singură dată în oricare cuvânt. Deci avem 6 cuvinte pe 6 litere pe 6 poziții, da? Bun. Ce dacă așezarea lor în dicționar se face ținând cont de ordinea alfabetică a cuvintelor, atunci care este cuvântul aflat pe poziția 538? Și acum uitați cum vom judeca. Zicem așa. Dom'le, ordinea alfabetică ce înseamnă? Cuvintele care încep cu A. Câte cuvinte vor fi? Păi, mai rămân 5 litere. În câte moduri pot să le combin pe astea toate? În permutări de 5. Asta este poziția aici, da? În permutări de 5, care înseamnă 120. Cuvintele care încep cu B. Voi avea tot așa 120. Cuvintele cu E 120. Cuvintele cu L 120. Cuvintele cu R 120. Prin urmare, primele 4 litere, observați, vor ocupa primele 480 de cuvinte. Primele 5 litere vor ocupa 600 de cuvinte care îl depășesc pe 538. Deci prima literă clar va fi R. Da? Încep cuvintele cu R. Ce litere mi-au mai rămas? A, B, E, L și T. Acum, pentru acestea din nou, A, în câte poziții se poate găsi? În permutări de 4, în 24 de locuri. B, un 24, E, un 24 și așa mai departe. Ia uitați acum, dacă iau 24 cu 24, 48, deci cuvintele care vor avea cel mult ori pe A, ori pe B, se vor termina la câta poziție? La 480 plus 48, la 528, care e mai mic ca 538. Iar cuvintele care se duc până la E vor avea 24 ori 3, 72, se vor termina la poziția 552, care îl depășesc pe ăsta. Prin urmare, următoarea literă va fi E. Deja observ din grilă că iau. Da, da, hai să-l găsim pe tot, da? Bun. Ce litere mi-au mai rămas? A, B, L și T. Deci unde am terminat poziția aici? Iată, R-ul se termină la poziția 480 plus plus asta de dinainte care erau plus 4 plus 48 erau la 528, da? Cele care începeau, care aveau până la literele A și B, da? Deci de la 529 încolo începe E-ul, da? Bun, acum ce mi-au mai rămas? A, B, L și T. Cuvintele care încep cu A, în câte variante vor fi? 3 factorial 6. Cuvintele cu B 6, cuvintele cu L 6, cuvintele cu T 6, da? Și acum, ia uitați, de la 528 plus cele 6 care încep cu A, vor face 534. E mai mic ca 538. Cuvintele care încep cu B se vor termina la 6 plus 6 plus 12, se vor termina la 540, care e mai mare ca 538, deci înseamnă că următoarea literă este obligatoriu B. Bun, câte cuvinte am numărat până acum? Cele 534 care se terminau cu A aici și de la 535 încep cele cu B, da? Mi-au mai rămas literele A, L și T acum. Cele care încep cu A, câte combinații avem? Avem două, da? Unde ajunsesem, câte numere aveam? 500, stați că nici nu mai știu, 534 aveam, da? Deci 534, hai să scriu aici, tot mă zgălesc, da? Cuvintele care încep cu el sunt două, cuvintele cu T două. Dacă îl avem pe A, 534 cu 2 face 536. Nu ajung la 538. Dacă iau și cuvintele cu el, mai sunt încă 4 cuvinte, 534 cu 4 face 538. Deci asta înseamnă că a doua literă este L, da? Bun, și acum... asta fiind el, ce litere mi-au mai rămas? Au și T-ul.
au și teul, de ce e te și a în grilă? Pentru că la 538 s-au terminat cuvintele care le aveau pe el și mi-au mai rămas literele a și te. A, s-au terminat cuvintele care le aveau pe el în coadă. Așa, cu toate, da. Păi, hai să zicem așa, uite, nu, o luăm mai simplu. Astea reb, da? Ce aveam aici cuvintele în ordine? Reb, stați puțin, reb și cuvintele, literele care mi-au mai rămas, a, el și te, scuze. Mi-au mai rămas a, el și te, da? Așa, reb și mi-au mai rămas a, el și te. Și acum cuvintele în ordine, ăsta era la 535 începea. Începea primul cuvânt cu reb. Ce aveam în ordine alfabetică? A, L, T, formă A, T, L, corect? Pentru că este ordine alfabetică. Acum începem cu L, venea A și T și L, T și A, da, corect, da? Iată, 535, 36, 37, 38. Deci cuvântul nostru este reb, L, T, A. Reb, L, T, A, reb, L, T, A, uitați-l exact ce spuneam noi, A mic.